Cadrele medicale au fost asaltate de bolnavi cărora li s-a făcut rău din cauza căldurii. Această perioadă foarte multe cazuri de bolnavi cu afecțiuni cardiace care s-au decompensat, afecțiuni pulmonare care s-au decompensat și probleme digestive, enterocolite. Este bine ca persoanele care se știu bolnave să ia în serios sfaturile medicilor. Recomandarea principală e să nu stea în căldură. De asemenea, să-și ia tratamentul corespunzător. De asemenea, să evite eforturile în perioadele de amiază, când temperatura este foarte ridicată. Și de asemenea, pacienții și, în general, persoanele trebuie să aibă grijă ce mănâncă și ce bea. Și de asemenea, să se hidrateze corespunzător. Vremea caniculară ne va da în continuare bătăi de cap. Meteorologii au transmis în teritoriu o nouă atenționare de caniculă valabilă în perioada 23-26 august, inclusiv pentru județul Neamț. În acest interval, valul de căldură se va intensifica și va cuprinde întreaga țară. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade în toate zonele, iar indicele temperatură umezeală va atinge și local va depăși pragul de 80 al disconfortului termic.